secția de butame numărul 4. Enea Diana Antonela, consilier juridic. Dinulescu Ionela, profesor. Președinte Elena Diana Antonela, care e consilier juridic. Dinulescu Ionela. Președintele Tribunalului Mehedinți a condus ședința prin care au fost desemnați nominal sau prin tragere la sorți președinții și locțiitorii secțiilor de votare. Întâietate au avut persoanele cu studii juridice. Acolo unde nu a fost îndeplinită această condiție, a fost organizată o tragere la sorți. Numărul 1 corespunde lui Căraba Meiță Nela, numărul 2 lui Agăleanu Verona. Vă rog să tragem pentru funcția de președinte. Numărul 1, președinte Cărăpa Meiță Nela, locțitor rămânând Agăleanu Verona. Cei care au fost desemnați să ocupe cele două funcții vor avea în grijă organizarea și amenajarea secțiilor de votare. În termen de 48 de ore urmează să o înaintăm biroul electoral județean. Biroul electoral județean va lua legătura cu fiecare din președinții și locțiitorii de secții de votare, după care va avea loc completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare, urmând ca ei să-și intre în atribuțiile prevăzute de lege. În județul Mehedinți, pentru alegerile din 25 mai, vor fi amenajate 285 de secții de votare. Se așteaptă tipărirea a 180.000 de buletine de vot.